Gata. Bună, prieteni. A venit pe la Leuță aici. Cutuna e singură aici, bucătarul nu e acasă și pace la copil aici, niște cârnata scos din găleată. Și stăm și eu de vorbă cu Leuțul ăsta. Zice că n-am mai filmat, că n-au cu cine să-mi filmează. Și m-a chemat pe aici. Să-mi filmează, dar e ploaie, e vreme urâtă. Da, patroană, și întrebară prietenii de mata. Da, și vezi. A zis că de ce nu mai vii pe la noi, că nu te-am mai văzut. Și-a plecat Leu, a fost Leu acasă, și-a plecat și el, am stat și eu, i-am pregătit, i-am făcut. Și-a plecat. Și acum veni acasă, a venit aici la Leuț să-mi filmează și el. Să-mi filmează și el, să vezi ce mai filmăm, să vorbim. Și e vremea urâtă, ploaie. Da. Și n-am mai făcut și noi un light. Când să facem? Când e hotărât să facem un light? Nu știu. Hă? Nu știu, patron. De seară facem? Deci? Nu cred. Nu poți să citești? De ce? Spune-mi, explică-mi. Păi dar nu că nu pot să citesc. De ce? Nu. Păi dacă facem light, patroană, de seară, de exemplu la dumneavoastră acasă, stau acolo 4-5 ore până noapte. Că nu poți să stai o oră, două și să ieși. Trebuie să stai foarte mult timp. Două ore, trei, atât. Nu stă mai mult cu patru mași. Păi ce mai devreme? N-ai cum, patron. Dacă intră 1000 de persoane, oprești life-ul... O să dă Dumnezeu, să intră, să vadă ea ce vrea. Să facem și noi life. Vedem, patron. Că n-am făcut de mult. Vedem cum ești tu de obosit, de plictisit. Să te înveți să faci. Și când te vede pe tine, și alea atunci vine și citești. Asta vrea patroana, să intre. Înțelegi? Păi da, că știu că asta când vrea. Când sunteți amândoi, să bagă curaj în voi. Înțelegi? Da. Așa, unul singur. Și uite, vremea urâtă, ploaie acum se luminează. Și trebuie să faci tu pe fiecare zi, pe fiecare zi. Nu par la tine acasă, vii la mine, mă filmești pe mine și faci pentru tine. Nu ți-am așa spus așa. Așa când vii de la școală să te duci acolo, la patroane. Păi, dar nu i-am spus așa. Că te sunt scala la tine acasă, acolo la mine. Eu ți-am făcut, am zis să faci ăsta, globul, am spus să faci separat, ca să filmești și tu pe lângă mine. Să te filmești pe tine și pe mine. Faci și mie, faci și ție. Facem. Dar dacă nu vrei, fugi de mine și tu ca Alex. Fugi de mine amândoi. Și Alex l-am pus pe mamă să le-a făcut pe globul lui. Pe lumina, să-mi filmează pe globul lui. Ce mai să duce să-mi filmează la frate să? Că cu frate să s-a certat de două, trei ori. Nu-i convine ce filmează lumina, nu... E nervos ăla dănuț, frate său. Și mai bine îmi filmează pe globul lui Alex, lumina. Ce faci? Dom'le, dacă le învăț, le fac și a nu filmat bagă... pe globul lui Alex? Da. Astăzi? Da, făcut ea, oi tu, pe globul lui Alex. Pe telefonul lui Alex? Da. Dacă pun și nu mă înțelege nimeni, eu nu pot să ia inima din mine, să pun în ăla care pot. Dacă nu înțeleg așa de voie bună. Ca să aveți ocupație, să aveți treabă. Dar minte lumea care muncește, care face, voi nu pot să-mi filmați? Și ai mei și tu când spun, sunt filmat, bani. Se trage pe fiecare zi, pe fiecare zi, ai văzut cu pacele, o leu muncește și-i bon lap. Și tot îmi filmează. Dacă nu înțelegeți. Dacă nu înțelegeți, vă duc la muncă, la culeș de căpșune. La culeș de sparanghel, patru. De sparanghel, de căpșune, să culegeți. Să da. Vă plecați. Păi, dacă, patroană, nu, dacă nu puteți să-mi filmați. Acolo, pe oră, e 15 lire. Și nu-i bine. Uite, cătă, gata, l-am pus la muncă. S-a dus bine de roșii, iar de ei. A venit aseară. I-a căzut și lui, la o tură, i-a căzut 3-4 milioane. Nu-i bine? E bine. Ia spune, mă, Leuțule, e bine pentru o zi să scadă 3-4 milioane. Dar să duce singur, fără anca oficial. Că nu se duce anca oficial cu el, ea e vedetă. Hai că imediat vin. Mă duc până să vă iau un suc. Du-te în treaba ta, lasă-ne pe noi. Și așa e, Leuțule. Ca să faci bani, trebuie să alergi peste tot. Dar nu te duci în sat să vinzi marfă, bărem să filmezi.
tot ce facem, și mama ta, și tata ta, și noi, colo să ne filmez, că așa-i bine. Să vadă panică, pane, așteaptă la oră după masă să ne vadă. O să uită și pe globul tău, și pe al meu, și la Leo, și la Anca, și la tot, și la Alin. Fiecare ce face. Ei ne urmăresc. Fani, înțelegi? Că dacă nu faci, nu mai e fani. Dacă nu faci pe fiecare zi. Cât de mic, cu de orice faci, orice faci, sară la fani. Dreptatea, orice. Înțelegi, bă, Leuțule, ori nu? Tu ai fani, câți fani ai până acum? 1800, 1900. Bravo, vezi? A el la nou și s-a făcut fani. S-a angajat la tine fani, vezi? Trebuie să filmezi ca care să are ce să vadă. Să aibă ce să vadă. Da. Mai am un pic și fac 2000 de abonați. Bravo, ce mai vrei? Da. Și tu, patroana, ai 4000, 5000. Apoi eu am că... Pentru că sunteți vedeta la tot YouTube-ul. Noi suntem veci, tu, Leuțule, suntem veci în acțiune. Înțelegi? Noi când făceam la Obis acolo era foarte frumos de tot. Îmi plăcea și mie că ne vedeam ce făceam noi la Obis. Și cânta muzica și când era nașul meu Leo la Obis, eu aveam 5-6 ani și mă uitam la canal de la televizor. Și era frumos, înțelegi? Da, mă uitam ce ziceam acolo. Cânta muzica. Aia e. Și era frumos, o îmbăca femeile de acolo pe Anca în toate minijupurile, toate fusele, și mai scurtă, și mai lungă. Eu când o vedeam, nu mă vedeam pe cenă. Rămâneam paftă când o vedeam. Da. Și așa e. Și pe Olga. Și așa mi-e dor de Olga, am vorbit cu ea astăzi. Am zis lui Diamant să mai aducă și pe ea acasă, a zis că vine să vedem. Peste o săptămână, două, a zis că vine cu ea acasă. Să vedem, bine. Că ne dor și nouă de ea. Ce să facem? Dacă ea a făcut așa ceva, a plecat de lângă noi, ne-a lăsat. Eu bonlav, îl frate să bonlav, supărați, copiii tot așa. Da. Supărați tot și ea a făcut în voie, la lume. Că a plecat de lângă frate să și l-a lăsat singur pe fratele ei. Și s-a dus să-l distrează pe Diamant și pe frate să l-a lăsat singur, de să stresează. Așa vrut ea Olguța, capul ei așa judecat. Da, să facă viața ei. Tot viața zicea, să fac viața, viața, viața. Da. Și așa, întâi de acum până vine mama ta cu pâinea și mai revenim. Ne-a venit și cu tunita. Cu cafeaua, ne-a băgat lapte. Da. Luai pâine, luai un suc. Hai, ai dat drumul Leuțule. Da. Uite, Leuțule, luai și lapte. Bravo. Luai ghiero, ferice. Să bem o cafea. Și așa e, prietenilor. N-am mai venit la Cutunuța, că învață și ea carte și o dă la permis. Hai să mâncați. Ce ai aici, Cutunuța? Ouă? Da, mâncare Cutunuța, sunt sătulă de carne până în gât. Eu am mâncat ciorbă de lobodă și foarte bună ciorbă. Ciorbă de lobodă, patron. Da. Păi ai făcut ieri, patron. A făcut și astăzi lui nașul lui Leo, mamă, ce a, de aia te-am filmat Leonardo. Da, și m-am filmat Leonardo, n-avea cine să mă filmează. Și ai văzut cum zice Leonardo, da, suntem la treaia, face patroana ciorbă păi de lobodă. Păi n-am văzut patroana, pentru că doar ce ai pus clipul, acum 4 ore. Da. Dar o să-i arăt și Lucutința. Și mami, urma a venit Leo și m-am filmat. Leonardo a devenit cameraman. Da? Din vedeta a devenit cameraman, îmi filmează pe patroana. Dar știe să îmi filmează. Păi deștept, tare deștept, Leuțul meu. Îmi filma pe patroana. Trebuia să unde umbru eu, să umbră și el cu mine, dar nu-l lasă mama. Da, el stă foarte cu minte cu mine la da. Mine.
să ne ducem de mâine să luăm salată, să facem câte un craston de salată să mâncăm. Ce nu m-am mai dus la piață și uite, nu am ceapă, nu am de ăștia verdețuri. Eu mi-a dusă femeia aia acasă, salată, lobodă, ceapă verde. Am mâncat ceapă, că nu mâncasem ceapă verde. A zis că mai trece doamna aia pe la mâine. Năcăjită și ea, umbră pe jos și ea. Dar de câte ori mă zemeri, nu prea am bani, bani mulți, ca să cumpăr mai multe de la ea. Uite, s-o trimi și pe la mine. Da, de acum a venit odată a striga la tine și durmea. Da, a venit dimineața și eu durmea. Dar nu mai tunița pune cu cine doarme. Mănâncă. Poate mănâncă leuțul, că lui îi place vinete. Nu, mănâncă. Cu tunița doarme. De furculiță. La ce oră a venit femeia cu ceapa? Nu știu, că am venit și eu de două ori și am strigat afară și văzui pe cam la pe 10. La ora 9. 10, 11, nu 9. Și tot durmeați. Pe la 10, 11? Da. Păi eu nu cred că... Eu atunci, pe că stăteam pe telefon și nu am auzit. Și cred că putința dormea. Bine că s-a oprit ploaia. Cum te-ai dus cu putința la biserică la 12 jumate? Nu la 12 jumate, la 11. La 11 la jumate. La 11 m-am dus. Până că știu cu putința cu el, că nu merg eu. Nu, eu aștept să se răcească. Pune și mie niște sub mamă. Și așa s-a brăcit și ouăle și tot le-o arăci. Păi da, mie să nu umpli paharul. Eu aștept să se răcească. Atât nu umpli paharul mie. Ai luat sucul ăla rece? Da, e rece. Când cumperi să dai banii la ăla să le ai cald, așa par la mine. Aduce sucul și nu întreabă nene, ai sucul rece? Le-a cald ca să-i dă banii aluia. Păi normal, patron, dacă e frig afară, cum să mai bei și sucul rece? Îl bei cald. Ia uite-ți cât e de... Mamă, dar ce bun e rece. Dar mănâncă și tu cu tunuța. Hai că mănânc și să-mi aduc și o farfurie. Ia să gustă. Să-i că nu mai mănâncă, sunt sătulă de mâncare. Îmi pun un gob de ăsta. Doamne. Atât. Și o bucățică de cârnați, nu mare așa. Și să vă aduc castraveți murați, ceva. Era bine, ceva murat. Ori mai bine varză, o inimă de varză. O inimă de varză. Arată acolo, în jos. Adu-ne cât inima de la varză. De cât inima de la varză. Dar ce se zice inima de varză? Tu nu mănânci leuțule, mănâncă, pune telefonul undeva. Nu, că aștept să se răcească. Am și trepied, patron. Și de ce nu le-ai să pui? Îmi vine acum, patron, trepied mare. Să-mi iau și eu unul de ăla. Din ăla cu LED, patron. Dar nu știu cine mi-a spus. Patron, mai bine îți dau de ăla salacilat de ăla făcut la mașină de tocat, pe ăla mai bine merge decât ăla. Atât bun. Auzi, mi-a spus Alec, nu știu cine mi-a spus. Căci că e de ăla, nu știu, de filmează singur. A, da, de... Ce e ăla? Cum îl chema? Stabilizator. Da. Focalizezi persoana și se mișcă singur după persoană. Da, s-am auzit. Deci nu merge el pe drum, decât îl pui undeva și el decât se vrânte, așa. Câte? 10 milioane la? Mai mult, patronul. Că ăla e pentru vloggeri. Să-mi iau unul de ăla. Și unde îl pui? Pe masă? Oriunde? Pe masă, oriunde. Iei unul mai mare și ca să se facă și mai mare. Mie-mi vine acum unul din ăla cu LED rotund și... A făcut Cătălin comandă să-i aducă de ăla. A făcut? Da, 1,5 milioane, patron. Să fac eu. Dar e mare, patron. Știi ce bun e ăsta, bulionul ăsta? Ia să vedem. Oare ce bun e. E bun, bun. Să-i că nu mai mănânc, dar tu mai mănânc când văd. Dar nu să mănâncă și copilul ăsta. Aleu, tu să mănânci în primul. Las că mănâncă. Cum să vii pe la noi și să nu te servim cu nimic? Nu ești cum o patroană, cum? Mata, când ne ducem pe la mata, ne servești. Păi e cum filmările așa. Ce e la patroană, bulion? Păi da.
Deci eu de acum, prieteni, așa fac cu patrona. Filmăm amândoi. Da, filmez. Umbrăm prin oraș, o luăm și pe jos pe mașină. Da, filmez mie 15 minute și după aceea auzi, filmez lui patrona. Leuțule, bine vara, de acum căldură, verdeață, mergem de dragă în oraș. În roturi, în parcuri, în ăștia. Ar fi trebuit să, nu cum ați dus voi la fotbal, acolo, acolo, acolo merge patrona să stea așa la picnic, acolo la... Unde v-ați dus la fotbal. Acolo leu era terenul de fotbal. Păi da, dar acolo nimeni nu folosește terenul ăla. Cum să nu se joacă copii? Nu știu, când niște copii pe acolo. E foarte bun bulionul ăsta. Dar mai bine ar fi trebuit să mergem undeva la iarbă verde. Da. Putem și la iarbă verde acolo la apă. Cu Leonardo, cu Ale, cu Albinuța, luăm grătărelul ăla mic. Și fac pentru voi acolo să mâncați grătărelul. Și luăm pe Lumina să ne ducă. Chiar, patroană, să mai iei copiii de acasă, să mai le prind. Ia și pe Leuțu. La mare l-a zăpăcit bunica, să nu mă filmează acolo în casă. Iar nu mai lăsea nici la școală. Asta s-a dus la școală, l-a dus Lumina. Am văzut că a venit de la școală. Haide să te filmez eu, hai. Hai de mănâncă. Nu las, patron, că tot așa trebuie să ne luăm la revedere de la prieteni. Mai las un pic. Prietene foarte bună, sărăcilata de bulion de asta, tocată prin mașină. Și asta e bună și la ciorbică și la toate. Și cârnațul e bun, dar nu prea să mai mâncăm carne, numai ni s-a scârbit carnea. Da. Leuțu arată la prietenii și vinetele mele, că mi-au lăsat comentarii că de ce nu pregătesc vinete. Uite, vinete foarte bune, dar eu nu pot să le mănânc vinetele. Le-am gustat. Avem așa vinete, le-am gustat. Ouă, bulion, foarte bune vinete. Bulion, cârnați. Într-o zi când avem timp să ne facem niște prăjituri. Da. Suc. Nici macaroni nu le fac. Am făcut anca chec, eu nu prea mănânc dulciurile, nu prea sunt cu dulciurile. Asta e. Bună, prietenilor, fanilor, poftă bună că ne vedeți, vă mulțumim că ne vedeți cum mâncăm și poate vi se face poftă să ne scuzați. Da, chiar că trebuie să filmăm poftă. Și noi ceva. Să nu treacă zuba ca să nu filmăm ceva. Trebuie câte ceva să filmăm. Da, ca să vedeți dumneavoastră. Ca să vedeți. Noi ne ostănim pentru dumneavoastră ca să facem ceva. Și să dă căldura să facem ceva frumos în oraș. Și o să facem cortul. Avem de lucru toată vara. O să facem cortul al mare care am promis eu să fac tradiția în el. Da, să le arăt și la prieteni cum munceai, tradiția, mata, cum făceai. Da. Să vadă prietenii. Pa, prieteni, vă mulțumim. Sănătatea să-l urmăriți pe Leuțu și pe patroana cu Leuțu de la Străhaia și pe Leo și pe Alin și pe Anca și pe bucătar. Vă mulțumim. Hai, la revedere.